ușa, hai că e ora 8, Anu. Închide ușa, hai că avem multe comenzi pe astăzi. Adu-le gheanu, adu-le gheanu și toarnă-mi transu niște sânge, taie, tăie găină, da? Am tăiat, s-a duc lui Merli. Și lui Merli, adu-le și aprinde-le și le pune-le pe masă și chișa de fată mare mai este, chișa de fată mare. Hai să mă uit, dar mai avem două borcane. Toarnă două stacane de chișa de fată mare, așa. Lăsă sângele din leghean și adu-le gheanu și pune-l pe masă. Am o să stai. Hai mai repede, hai că te pisăm pe mare, prăstânge lui Nina, aprinde lui Merli și vine mai repede în coajă. Așa, bun, hai, hai că cam vin așa. Așa, bun, Liubușca, ieși și închide ușa. Mă încuiet-o. Ai stânge lui Nina. Am stânge, zic că mă stâng. Bun. Chemăm duhul, duhul, unde-i duhul? Căvrușa, bună ziua! Bună seara! Bună seara, hai că am mult azi de lucru, am mai multe vreo de slujbe și... Ai gătit legheanu? Legheanu e acolo, e legheanu și borșu. Borșu este ca așa de piplită, borșu pentru morți, poți alie să-l duci. Am făcut deamul cu găini proaspete, buni cu găinile. Ce comandă ai avut? Da, că aveam azi o comandă, e unul din Tula, parcă, cum îl cheamă, Kiril... Kiril Kirilovici Potapov, îi pață de slujbe pentru dânsul că au furat niște patlajele, nu știu, au făcut el. Ascultă la mine, trebuie să te mai îngroci și trebuie să-l rogi pe Kiril Kirilovici să aducă și... Nu, că nu, el nu, el nu trebuie rugat, că el pentru dânsul pață de slujbe trebuie de dat, lui trebuie de dat. A lui? A lui? Și n-ai zis normal că la început ești proastă. Nu ești proastă, dar te m-am încurcat. Ies duc. Iartă-mă, iartă-mă, duc. Iert. Ia că este așa, este altul cu inima bolnavă, cu soția să-l bate la cap, 15 slujbe am dat în ghine, 15 slujbe. Nu-i bun, nu-i bun, trebuie două stacane de sânge de liliac. Dar de unde să-l iau? Hai, poate găsești nătaniște. Du-te la magazin de animale și cumpăr 3 lilie și mâine dimineață. Mâine sară și sângele pregătit. Așa, bun, dar și nu ne-au plătit omul ăla pentru lilie, așa că am uitat. 15 slujbe, nu-i trebuie tare mult, poate închișor și rup femeia sa. Dar ajunge și un liliac. Ajunge și un liliac, bun liliac, o să mă duc, bun, e ca să-l scriu, liliac. Așa, și vecinul lui e tare rău și bia și i-am făcut 40 de slujbe, am scris lui 40 de slujbe și... Păpușa a înțăpat-o. Păpușa am înțăpat-o, am înțăpat și-a trat Guinness-ul, așa, și le-a trat. Mi-a mers Guinness, da. Mi-a mers Guinness, hai să te ocupi, ne-a dat. Eu o să fac dat și o să vreau să rezolv, trebuie să mă duc să pământ mâine noapte la ora 12. Da, ia că eu gătesc, noi Liubușca gătește borșul și să-l torne în țântirim. Trebuie să ne aduci, trebuie o raclă, veche. De unde să-ți iei o raclă? Știi cât costă raclă? Vreo 6.000 de lei, dar pe eu o lună trebuie 6.000 de lei să le fac. Dar pe mine și mă interesează, eu îți duc, nu ăsta, tu ești cu banii și cu variantele astea, tu rezolvi. Nu, Căvrușa, nu cum ne-a dat, din totdeauna ne-a dat în faci așa. Nu, bun, măcar găsești o raclă, mai mistică, pentru copilul ceva, dar trebuie una veche, nu poți să rezolvi lui ăsta cu fiul cu... Bun, hai că să-l rog pe Leona să-ți groate. Of, Doamne, ferește, și mi-a bunealul, mă trebuie. Zâmbă departe. Of, Căvrușa, așa că mai am o mare problemă. Aici mai este unul cu un polițist, este cu bandit. E bandit și înhaitat și am luat păpușica și s-a îndoiat țula în păpușică. Nu am putut și nici pazări de slujbă, mă ating tot nu-s bune. Trebuie ceva de făcut, asta nu mă neta, știi ce trebuie făcut aici. Îți trebuie de asta, îți trebuie un borcan de chislota. Nu pot să, trebuie să arzi păpușa în chislota și să îngroci mâine sară în laștină și îți mai trebuie 5 lilie și fa altfel nu rezolvi cu polițistul nică. Of, iar l-am laștin, lângă Vrușa, poate te duci tu și o pui cu mai am laștin. Dar poate cochita în băsmaluță și o îngropăm aici lângă. Cochita, da, trebuie o cochită de țap. Mâine sară, pe la două duti în ceea parte, la marginea satului și îngroapă în lanul și ăla de păpușoi de acolo, o cochită de țap. Of, dar țap de unde nu i-am zis să ne aduc țap? Bun, trebuie să-i zic să ne aduc țap, că n-am țap. Ori, lucrez ori tijos, eu nu te înțeleg. Eu cred că am când să vin de mormânt în fiecare noapte aici. Mine e două ceasuri până mă rup. E greu și eu încerc să-mi fac o bucată de pâine. Bun, Gavrușa, mai este și mai am încă. Și mai este. Că e cu mașina neagră, iar cu mașina neagră și o să-ți oameni când ne duci scatul și benzinul mâine. Așa, și mă trebuie. Și poate ești găsești. Trebuie să aduni, te-ai spus să aduc scrijălitură de crască neagră. A, să aduc, eu îi zici să aduc și niște scrâta fără crască, nu-ți poate, poate că nu mai vine un om sărac. Spate fără crască, dar cu trei ouă băhlite negri. Trebuie vopsite trei ouă băhlite negri și îngropate într-o corupșică albă. Bun, Gavrușa, bun, trei ouă negri, ouăle de și de găină sau de rață? Două ouă de găină și ouă de vraghi. Ca de unde îți prind vraghi, că-s bătrână, Gavrușa, e cum, e poate fără vraghi? Pune-o iașic și prinde, lasă niște grăuți și eu să te învăț, eu n-am cânt, la noi iad, nu-i nici o vraghi, în general. Bun, Gavrușa, bun, mânța mă, că de-amă chiar poate s-a prindis și te-am mai vine mâine, te mai trezesc o dată, da? Bun, ne-ai turnat, ai turnat, ai adus borcanele cu sânge. Am adus ea ca ligheanu cu tișa de fată mare, dacă vrei, bun, și cu sânge de găină. Îți mânțănit. Merge. Bun, Gavrușa. Ei, bun, hai, da, dar hai că mai grăim noi, da? Hai, dar vezi, nu aprinde lunina până azi dispar, că mă arde la ochi. Bun, Gavrușa, hai, dar să ții țarna ușoară și mai grăim mâine, da? Înțămăsc.